Universitatea Cluj și CS Mioveni au avut o dispută extrem de interesantă în runda cu numărul 19 al Ligii Secunde la fotbal. Scorul final al confruntării a fost 0-0, deși ocazii au existat de-a lungul celor 90 de minute. Marius Stoica a folosit următorul 11. Croitoru Toriște, Calvin, Stoica, Edi Stoica Mazilu, Mârzeanu, Biceanu, Florescu Aiza, Nilă. Au mai jucat Iancu, Gălan și Năstăsie. Câștigat un punct muncit, pentru că jocul și al nostru și al lor nu s-a ridicat un grad bun, un nivel bun de probabil și din cauza terenului. Era foarte, foarte greu, jucătorii chiar s-au dat în acest lucru. Ne-am atins obiectiv. E și scopul nostru de la început să nu pierdem Cluj. O echipă schimbată bine, cu jucători foarte buni care au dus pe ultima 100 de metri. Cine scrie astăzi, dacă și câștiga partidul. CS Mioveni își păstrează locul al 6-lea în ierarhie cu 32 de puncte și va primi în runda următoare vizita celor de la Șoimii Pâncota.